Iubiți frați și surori, în această zi suntem aici împreună și consider că ne-am bucurat în rugăciune, în cântare și în cuvântul lui Dumnezeu care a fost rostit. Eu nu o să mai citesc un alt text, o să rămânem la pasajul acesta din 1 Petru, un pasaj care ne vorbește în mod deosebit de apropierea de Iisus. Dacă vă uitați aici, în cuvântul acesta al Scripturii, la un moment dat, în versetul 4, ni se spune, e un imperativ, apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi tema din această zi. Vedeți, e o zi de sărbătoare, o zi importantă pentru bisericile dominante, o zi de sărbătoare pentru aceste biserici tradiționale, o zi în care își aduc aminte de Maria, mama Domnului Iisus, pentru care noi purtăm un respect deosebit, fiind aleasă de Dumnezeu să fie mama Domnului. Dar vedeți, dumneavoastră, numele ei apare în Evanghelie, ni se spun câteva lucruri despre ea, dar nu prea multe. Practic, de două ori apare numele ei, în rest e numită mama Domnului Iisus. În câteva locuri din Evanghelie, Ioan, în mod deosebit, o pomenește ca mama Domnului, Marcu o pomenește cu numele de Maria, și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, de asemenea, în versetul 12, ea este pomenită cu numele ei de Maria. În rest, de vreo 11 ori, e pomenită ca mama Domnului Iisus Hristos. Mai apoi, versetul 11, dacă vă uitați acolo, ni se arată mai multe lucruri din Faptele Apostolilor, 11, 12, 13, vă uitați acolo unde ni se prezintă când stau împreună ucenicii Domnului Iisus Hristos și printre ei este și mama lui. Puneți, vă rog, 12, 13, acolo este arătat numele ei. Printre ceilalți ucenici, unde stau și se roagă lui Dumnezeu. În rest, de aici încolo, nicăieri nu mai este pomenit. Nici de Pavel, nici de Petru, nici de Ioan în epistolele lui. Aici este pomenită că stă împreună cu femeile și ceilalți care stau în rugăciune se roagă să coboare Duhul Sfânt peste ei. De aici încolo, oamenii au ajuns să aibă anumite dogme, ca și dogma aceea că, mă rog, i-a rămas purul virgină, apoi că ea a adormit, că a fost înălțată la cer, ceea ce noi nu găsim nicăieri în Scriptură. Oamenii au ridicat-o la rangul de mijlocitor, însă, vedeți dumneavoastră, Apostolul Pavel când scrie epistola către Timotei, în 1 Epistolă, capitolul 2, versetul 5, orice traducere a Bibliei pe care dumneavoastră o puteți lua, nicăieri nu este arătat că ea e mijlocitoare, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Noi rămânem la asta. Dacă asta spune Biblia, noi rămânem aici. Apoi, dacă ar fi fost o Mario latrie, o închinare la Maria, atunci dovada cea mai puternică era când ea l-a născut pe Domnul Iisus și vă rog, uitați-vă în Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 11, unde ni se arată într-un mod foarte clar, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și au adus daruri, aur, tămâie
și Smirna. Observați, aici ar fi fost poate cel mai puternic argument și moment ca magii să se închine Mariei, însă ei, spune, s-au aruncat cu fața la pământ și cui? I s-au închinat. Asta spune Biblia. Noi trebuie să învățăm că nu putem trece peste ce-i scris. Uitați-vă, Apostolul Pavel îi îndemna pe corinteni în 1 Corinteni 4:6. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne arată că noi trebuie să învățăm. Observați ce spune: fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris. Cine trece peste ce este scris este treaba lui. A fost un moment când Domnul Iisus Hristos vorbea așa de frumos și cineva din mulțime, uitați-vă la Luca, Evanghelia după Luca, la capitolul 11, versetul 27, pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din Lorod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pânte cele care te-a purtat și de sânii pe care i-ai sub. Ei, în mod normal, Iisus putea să intervină acum și să spună ceva la adresa mamei lui, nu? Pentru că ea l-a purtat, ea a fost aleasă de Dumnezeu să facă o asemenea lucrare, însă uitați-vă, Domnul Iisus spune următoarele cuvinte în versetul 28. Citim. Și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Mai e un moment consemnat în Matei, la capitolul 12, când Iisus de la versetul 46 vorbea norodelor și cineva zice: iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis: iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce adusese știrea aceasta: cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Astea sunt referințele pe care noi le avem în Sfânta Scriptură. Dragii mei, n-aș vrea ca nimeni să intre în polemică. Oamenii pot să creadă ce vor, pot să accepte învățători pe care, știu eu, le asimilează, poate unele le convin, însă adevărul este acesta. Noi credem într-un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, acesta Iisus Hristos. Nu-i nici Sfântul Anton, nici Petru, nici Ioan, nici, știu eu, nici Sfânta Maria, este un singur mijlocitor, asta spune Biblia. La ce traducere vreți? Sub oblăduirea sinoadelor bisericești și așa mai departe. El e Iisus, mijlocitorul gloriei. Astăzi aș vrea să privim la Iisus. Și Biblia ne învață ceva de o importanță deosebită pentru noi. Și am zis, tema este: apropiați-vă de Iisus. Așa spune Petru, cel căruia alții poate îi se închină, nu? E o statuie a Sfântului Petru impunătoare când intri în catedrala Sfântul Petru din Roma. Eu am avut ocazia să o văd și am putut să văd că oamenii trec și fiecare dorea să atingă degetul mare al lui Petru, încât, vă dați seama, de la atâtea atingeri, deja era tocit. Și vreau să vă spun că oamenii îl venerează, însă Apostolul Petru le adresa oamenilor din vremea lui: apropiați-vă, puneți din nou versetul 4, de el, piatra vie și lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute fiecăruia dintre noi să înțelegem
ce înseamnă apropierea aceasta de Iisus. Cât este ea de importantă. Iisus e cel ales și scump înaintea lui Dumnezeu. Cei drept, lepădat de oameni. Și uitați-vă, și în zilele noastre oamenii se leapădă de el. Nu mai vor să audă de el, îl înlocuiesc cu Moș Crăciun și poate de sărbătoarea nașterii, în loc să-l onoreze pe Iisus și să se apropie de el, mai important este moșul. Înțelegeți? De multe ori ne uităm, oamenii spun că sărbătoresc moartea Domnului Iisus, dar mai important e iepurașul, poate ouăle și cine știe câte alte lucruri pe care oamenii le acceptă și le acordă o importanță deosebită. E atât de important să poți să vezi lucrurile așa cum vrea Dumnezeu. Nu-i simplu. Și aici, vedeți dumneavoastră, intervine credința aceasta. Atât de importante sunt cuvintele pe care le spune Apostolul Petru aici, în versetul 7. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Nu-i simplu să crezi. Pentru că observați în următorul verset, 8 spune: și o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvânt. Foarte interesant. Pentru unii e cinstea asta, că ajung să creadă. Iar alții n-au crezut cuvântul și se lovesc de ea. Aici este marea, marea problemă. De aceea eu mă rog ca bunul Dumnezeu să ne ajute să putem fi acei oameni care să credem. E așa de important. Țin minte, îmi spunea odată doctorul Rad, el era directorul medical la spitalul din Deva și îmi spunea de o discuție pe care o avusese el atunci cu directorul general al spitalului județean și într-o discuție pe care o aveau, la un moment dat directorul le-a spus: domnul Rad, domnul Liviu, zice, trebuie să fiți fericit că puteți crede. Pentru că directorul era un ateu, iar el îi spune, văzându-l cum trăiește, modul în care își trăiește viața, îi spune aceste cuvinte: trebuie să fiți fericit că puteți crede. Știi ce mare har este să ajungi să poți să crezi. Să crezi în acest Iisus și apoi să cauți să te apropii de El. Doamne, ajută-ne! Primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm în seara asta, cu privire la apropierea de Iisus, este acest lucru. Apropierea de Iisus se face în condiții deosebite. Observați? Apropierea de Iisus se face în condiții deosebite. Mulți vor să se apropie și de Iisus. Și sunt momente în viață când oamenii vor pe Iisus. Au nevoie de El să-i ajute, să-i sprijinească, ar vrea să stea lângă El, să vină, să intervină în viața lor. Însă, observați aici, Apostolul Petru ne prezintă câteva condiții în care, prin care noi ca oameni putem să ne apropiem de Iisus. Și vă rog, observați aici, una din condiții pe care le vedem aici în versetul 1 este: lepădați, spune cuvântul, dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Ei, oamenii ar vrea să se apropie de Iisus, dar nu vor să lepe de răutate. Unii zic, sunt niște mici răutăți pe care le avem. Și pot să aibă oamenii, nu? Mici răutăți pe care le cocoloșesc, anumite vicleșuguri pe care le au, un anumit fel de prefăcătorie. Oamenii nu trebuie să facă neapărat institutul ăsta de arte teatrale și cinematografice, dar știu atâta actorie,
și știu să se prefacă în anumite situații, nu? Acum poate să plângă, acum poate să se prefacă într-unul din ăla că mai gata ai spune, ăsta e bun de pus într-o icoană, atât ai de bun și atât ai de sfânt și atât vrea să arate că e de pocăit. E, da, vedeți dumneavoastră, prefăcătoriile astea sunt cunoscute de Dumnezeu. Înaintea Lui nu poți veni nici cu răutate, nici cu vicleșuguri, nici cu prefăcătorie, nici cu pism, adică cu invidie pe care o bai, dar și clevetire. Ei, când toate astea persistă în viața unui om și el caută să se apropie de Dumnezeu, de Domnul nostru Iisus Hristos, s-ar putea să nu poată să se apropie. Și nu că s-ar putea, nu se poate apropia de El, pentru că adevărata apropiere, și dacă vrei să simți prezența lui Dumnezeu, să poți avea o relație cu Dumnezeu, toate astea, observați, trebuie lepădate. Și de multe ori oamenii caută să se apropie de Dumnezeu și nu au rezultate, nu? Și spun, da, păi eu n-am o relație cu Dumnezeu, eu nu-L aud pe Dumnezeu, eu nu-L simt pe Dumnezeu, eu n-am problemele rezolvate, eu mai departe continuu să trăiesc în anumite păcate, tot robit sunt, dar vin la adunare, dar vin la biserică, dar eu cânt despre El, dar eu vorbesc despre El. Ascultă-mă bine, apropierea de Iisus se face în condițiile acestea stabilite de Dumnezeu. Condițiile acestea deosebite, nu-i ușor să te lepezi. Vedeți, practic, urmarea Domnului Iisus Hristos presupune o lepădare. Domnul Iisus Hristos spunea oamenilor care vreau să meargă după El. În Luca 9:23 El zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. O, grea-i lepădare asta. Grea-i lepădare. Vedeți? Să te lepezi de sine când fiecare vrea să arate cine El, să demonstreze ce poate El, dar vedeți dumneavoastră, aici este secretul. Mă rog Domnului să ne ajute să putem să ne facem o cercetare vie a ființelor noastre și să vedem dacă cumva aceste lucruri persistă în viața noastră, și răutatea, și invidia, și clevetirea, nu? Și vicleșugul, și prefăcătoria. Nu le-am lepădat, să nu ne așteptăm că apropierea noastră de Iisus Hristos va fi una care va aduce rezultate pe care noi, scontate de noi, pe care noi le așteptăm. Deci băgați bine de seamă, apropierea de Iisus se face în condiții deosebite, lepădare, apoi spune aici, în următorul verset 2, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să puteți crește spre mântuire. Aici e vorba de acest cuvânt al lui Dumnezeu, pe care noi trebuie să-l dorim continuu. Laptele duhovnicesc este acest cuvânt despre care se spunea că trebuie să-l citim, trebuie să-l studiem, trebuie să-l înmagazinăm în ființele noastre și să putem crește spre mântuire. Foarte important este aspectul acesta. De aceea spune Pavel Colosienilor, în capitolul 3, versetul 16, nu? Cuvântul lui Hristos să locuiască cum? Din belșug în voi. În toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântări lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Observați, ei, când dorești laptele acesta și dorești, îl citești, dorești să-l auzi și apoi trebuie să dorești să-l împlinești. Ca să poți crește spre mântuire, Apostolul Iacov spune în capitolul 1, versetul 21, iarăși face apel exact ca și Petru. De aceea lepădați orice necurăție,
orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele, să crește spre mântuire. Și apoi zice, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singur. Vedeți dumneavoastră, lucrurile se leagă. De aceea eu mă rog în această zi și spun, Doamne, fă ca toți cei prezenți aici să dorească într-un mod deosebit să se apropie de Tine, dar mă rog ca toți să înțeleagă că apropierea de Tine se face în condiții deosebite. Zicem amin? Doi, apropierea de Dumnezeu, în al doilea rând, ne oferă privilegii deosebite. Observați? Ea se face în condiții deosebite, dar în al doilea rând, ne oferă privilegii deosebite. Care sunt privilegiile deosebite pe care le avem noi când ne apropiem de Dumnezeu? Și acei oameni care se apropie în condițiile stabilite de cuvântul lui Dumnezeu, observați, primesc aceste privilegii deosebite. Unul din ele este că ei devin pietre vii. Versetul 5. Și voi, ca niște pietre vii, observați, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, să fie o piatră vie. Adică biserica e un organism viu și este comparată aici cu niște pietre vii în care fiecare persoană are o importanță deosebită, nu? Oamenii pun accent deosebit pe clădiri și zic că aia e biserică. Asta e o clădire. O numim noi pentru că așa e viața, nu? Și așa sunt lucrurile. Însă, în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, adevărata biserică sunt oamenii care se apropie de Iisus, nu clădiri. Asta e o clădire, e casa lui Dumnezeu, unde noi ne adunăm. Însă adevărata biserică, rețineți, ea e un organism viu. E comparată cu o turmă de oi, alte ori e comparată cu acea viță, nu? Unde Iisus e adevărată viță, iar oamenii sunt mlădițele, alte ori e comparată cu, mă rog, alte metafore folosite. Aici, observați ca niște pietre vii. Asta ce însemnează? Că atunci când te apropii de Dumnezeu, tu nu ești oricine, ci în clădirea asta, despre care Apostolul Pavel scrie Efesenilor în capitolul 2, spune de la versetul 21, hai să citim chiar de la 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temeria apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și acum auziți, în El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Observați, pietre vii, vrei să fii asta? Ce importantă! Observați dacă vreți, privilegiul ni se acordă să fim pietre vii în acest, dacă vreți, în această clădire, în această casă duhovnicească. E un privilegiu. Ne bagă în seamă Dumnezeu. În momentul când cineva se apropie de Domnul Iisus Hristos, el primește din partea lui acest har deosebit să fie o piatră vie. Apoi, observați dumneavoastră un alt lucru pe care, un alt privilegiu pe care îl are cineva când devine, nu? Se apropie într-un mod corect de Domnul Iisus Hristos, devine, face parte și e privilegiul acesta deosebit să fim numiți preoție sfântă și preoție împărătească. Observați ce spune în versetul 2. O preoție sfântă. Ia auziți. O preoție sfântă. 1 Petru 2 cu 2. O preoție sfântă, iar versetul 9,
voi sunteți o preoție împărătească. Vă dați seama ce înseamnă asta? Oamenii se uită așa la câte cineva care devine preot și spune, e un lucru important, nu? Însă, vedeți, aici e vorba că fiecare om, în momentul în care se apropie de Domnul Iisus Hristos, în condițiile stabilite de El, El devine preot, are privilegiul ăsta. Și asta la ce traducere vreți? Și o să puteți vedea că ăsta e privilegiul pe care ne-l acordă Dumnezeu. Dacă altădată oamenii puteau să vină la Dumnezeu și trebuia să mijlocească pentru ei un preot. Ei, apropiindu-te de Iisus, tu ai acces direct. Tu poți să te rogi. De aceea Martin Luther, când a făcut acea reformă, acest preot, care era și profesor la Universitatea din Wittenberg, când omul acesta a fost luminat de Dumnezeu, printre principiile reformei, când el spune sola Scriptura, adică numai Scriptura, numai Iisus, numai credința, numai harul și așa mai departe, printre principiile pe care el le enunță, este și preoția universală, adică fiecare om are dreptul din partea lui Dumnezeu să poată să vină înaintea Domnului, să mijlocească, să poată veni cu problemele lui, cu nevoile lui, fără să trebuiască un intermediar. Pastorul nu mai e intermediarul, pastorul e slujitorul lui Dumnezeu care ajută în anumite probleme, vine și, mă rog, rezolvă anumite situații, dă sfaturi, dar tu și eu, oricare dintre noi, avem acces la Tatăl, să ne rugăm lui Dumnezeu, asta spun, e un privilegiu? Este ceva deosebit. Oamenii nu știu. Oamenii cred, domnule, numai că așa, cu tare, dacă cu tare, nu. Observați, apropierea aceea de Iisus, în condițiile stabilite de El, repet asta de multe ori, ne face să putem primi acest privilegiu deosebit. Să fii o piatră vie, în edificiul ăsta atât de important al lui Dumnezeu, să fie o preoție sfântă, o preoție împărătească, apoi, uitați-vă dumneavoastră, mai departe spune aici, să fie o seminție aleasă, versetul 9. Voi sunteți o seminție aleasă. Dacă evreii, nu? Aveau cele 12 seminții. Și citesc unii în Apocalipsa despre acele seminții care sunt enumerate. Și unii fac așa o teologie din asta, mă rog, forțată, că 144.000 vor fi doar din ăia și în cortul lui Dumnezeu aia, mă rog, forțări ale textului, pe când observați dumneavoastră aici, Biblia ne spune că în urma apropierii noastre de Domnul Iisus căpătăm acest privilegiu deosebit să fim o seminție aleasă. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 2, voi care altă dată, versetul 11, erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceea care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără Dumnezeu, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum uitați-vă ce privilegiu deosebit. Să fie o seminție aleasă. O seminție care nu mai e al lui Levi, nici al lui, știu eu, Efraim, nu mai e seminția nici din Ruben, nici din Iuda, e acea seminție aleasă din care absolut fiecare om care se apropie de Iisus face parte. E un har, ce ziceți? Un privilegiu extraordinar. Reține să fie piatră vie, să fie preoție sfântă, împărătească, să fie seminția aleasă și uitați-vă, tot aici în versetul 9 ni se spune un popor sfânt pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Adică să faci parte din poporul acela lui Dumnezeu care, nu?
a fost câștigat de Domnul Iisus Hristos. Când scrie Pavel epistola către Tit, capitolul 2, versetul 14, observați aici, cuvântul Domnului spune așa, El, adică Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod, un popor care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. E privilegiu? Noi vorbim de poporul lui Israel, un popor ales, și nu contestăm asta. Dar vedeți, prin Iisus Hristos ni se acordă harul acesta, privilegiul acesta de a face parte din poporul lui Dumnezeu. Acel popor care va fi în împărăția slăvită a Marelui Dumnezeu, mărire Domnului. Deci vedeți dumneavoastră, prin cuvântul Scripturii, prin ceea ce citim în această zi, prin ceea ce ni s-a spus, nu vedeți câți oameni merg într-o parte. Noi nu-i judecăm, noi ne rugăm pentru ei să le lumineze Dumnezeu mintea, nu? Cât s-au dus și astăzi, într-o parte sau alta, nu? Călătorii în stânga, în dreapta, că undeva, într-un loc și câte altele, e treaba fiecăruia. Fiecare poate să creadă ce vrea, însă adevărată credință, ea trebuie să fie încadrată în ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Ei, spune, au crezut cuvântul și unii n-au crezut cuvântul. Ei, în urma credinței în acest cuvânt al lui Dumnezeu, apropiindu-ne de Iisus, noi avem aceste privilegii deosebite și pentru asta îl lăudăm, îl glorificăm pe Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Acum haideți să mai vedem al treilea lucru. Deci apropierea de Dumnezeu se face în condiții deosebite. Le-am arătat. În al doilea rând, apropierea de Dumnezeu ne oferă privilegii deosebite și ne bucurăm pentru ele. E drept? Dar acum auziți al treilea lucru. Foarte, foarte important. Apropierea de Dumnezeu ne dă responsabilități deosebite. Ne dă responsabilități deosebite. Și atunci când un om cu adevărat se apropie de Dumnezeu, el primește și responsabilități. Dacă vreți, are responsabilități deosebite. Uitați-vă aici, în cuvântul lui Dumnezeu, aceste responsabilități sunt. Versetul 5, uitați-vă aici, îl recitim. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Na, ce ziceți? Evreii erau obișnuiți cu jertfe. Unde lemn, vițel, miel, porumbei, jertfe din primele roade și câte lucruri. Și oamenii s-au obișnuit. Dar jertfele duhovnicești nu sunt așa de simple. Înțelegeți? Astea nu sunt așa de simple. Și poate v-a zice, dar care sunt ele? Când stă Dumnezeu de vorbă cu poporul lui Israel, uitați-vă la cartea Oseia. Mica, haide să mergem la Mica. La capitolul 6, și citim de la versetul 5 în jos și vedem aici poporul meu adus aminte de ce plănuia Balac, împăratul Moabului și ce a răspuns Balaam fiul lui Beor și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal ca să cunoști binefacerile Domnului. Citim. Cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeți sau zeci de mii de râuri de unde lemn? Să dau eu pentru fără de legile mele, pentru tăiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu. Observați, oamenii sunt obișnuiți. Câți nu zic, dau din buzunar, rezolvă problema, gata. Însă uitați-vă în Vechiul Testament, Dumnezeu atrage atenția acestui popor și spune, dacă vreți, mută lucrurile de pe planul ăsta material
pe planul duhovnicesc. Și uitați-vă ce spune acolo, versetul următor. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce cere alta Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu cine? Cu Dumnezeul tău. Vedeți, ăsta e pe planul spiritual. Poți să dai din buzunar cât vrei. Poți să fii dispus să faci anumite lucruri, să mergi în coate și în genunchi, să te duci distanțe mari. Și oamenii zic, da, cu câtă satisfacție. Însă dacă nu ești dispus pe partea asta spirituală să faci binele, să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeu, toate pot fi egale cu un mare zero. Jertfele duhovnicești, uitați-vă, spune Apostolul Pavel când scrie epistola asta către evrei, capitolul 12, începând cu versetul 15, capitolul 13 cu versetul 15, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și noi ne adunăm aici și auzi, tu ești o piatră vie în edificiul ăsta și trebuie să aduci o jertfă duhovnicească care e o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și tu vii la adunare și stai, cântă trei fete acolo, mai bățe acolo cu pianul, mai dă cu acordeonul, mai cu chitara și tu stai ca spectatorul și te uiți. Eu te întreb, adu-o jertfă duhovnicească? Și ascultă-mă, tu ești piatră vie și eu mă uit așa la câte o biserică, stau liniștiți, domnule, și au monitori, am nu trebuie harfă să răsfăie. Cum zice românul, mur în gur! Și el stă liniștit și el zice că-i preoție sfântă. O, piatră vie! Privilegiul l-ai primit. Dar aduci jertfă duhovnicească? Uitați-vă prorocul Osea. Cu mulți, mulți ani în urmă spunea el, și o să citesc cuvântul Domnului din cartea aceasta, capitolul 14, de la versetul 2. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul, spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Noastră e jertfă domnicească, aduci? Vedeți? Câți oameni se înșală? Ei vin, dar n-au nicio treabă. Că nu-mi place cântarea aia, că nu-mi place aia. Până la urmă, ascultă-mă bine, cântările sunt cântări. S-ar putea să-mi placă numai cântările alea vechi. Îmi plac, că am crescut cu ele. Dar generațiile se schimbă. Și mai sunt cântări unde se bucură aia la alți. Și ăia care sunt tineri trebuie să cânte și din alea. Și ăștia care sunt mai în vârstă nu trebuie să îmbufneze și să uite că nu-mi place asta, că nu-i pe placul meu. Nu! Ascultă-mă bine! Noi nu lăudăm un om. Noi îl lăudăm pe Hristos. Și cântarea trebuie să fie cântarea de laudă la adresa lui Iisus Hristos. Și eu și tu, dacă vreau să aduc jertfă duhovnicească, eu vin la biserică și nu-s cu mofturi că nu mă-mi place, ci mie că nu-mi place aia, că nu-mi place aia. Nu poți cânta nici de aceea frățioare ca și cerbul la izvoare. Nu, numai asta s-o cânt. Nu poți cânta și am cântări preferate. Dar nu poate fi noruna. Eu când vin la biserică, Biblia îmi spune mie. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 71. Cuvântul Scripturii spune și nu zice aici că eu îi cânta una sau alta. Nu spune. De la versetul 22 citim. Și te voi lăuda în sunet de lăută, îți voi cânta credincioșia Dumnezeule, te voi lăuda cu harpa Sfântului Israel. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi-l ai izbăvit. Nu, avem bucuria, dacă vrei să fii adus jertfă domnicească și ești piatră vie, tu trebuie să-ți deschizi gura și să-l auzi pe Domnul. Nu mofturoși. Nu că-mi place, că nu-mi place, nu? Noi venim aici și aducem slavă celui care merită slavă, e Iisus Hristos, glorie Lui. Apropierea de El mă face să pot să-L onorez pe El. Apoi, uitați-vă
în Evrei, capitolul 13, aici cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune ceva. Versetul 16. Și să nu-i dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ai ocazie. Și noi facem, e jertfă duhovnicească. Nu? Și Biblia spune, tu trebuie să faci asta. Și eu, ca piatră vie, eu trebuie să simt cu cei, cu organismul viu, și când e de adus jertfă, eu aduc jertfă. Și nu fac, oh, cum zic unii, aia nu dau acolo, că dau eu, zice, că știu eu unde să dau. Auzi, de aceea este biserică. Și biserica trebuie să știe și de sărac, biserica trebuie să știe că e și misiune, biserica trebuie să știe că trebuie să se implice în vestirea Evangheliei, să sprijine misionari și așa mai departe, de aceea este biserica. Și dacă vrei și ești parte din organismul viu, tu cauți să aduci acele jertfe duhovnicești împreună cu casa lui și împreună, rețineți, formăm biserica, împreună suntem casa lui. Dar dacă fiecare o ia pe cont propriu și fiecare vrea să arate, păi eu mai ești piatra aia din edificiul ăla? Păi luați cât de frumoasă ar fi o piatră, nu aici, o cărămidă, dacă erau așa cărămizi aici, pe partea asta, pe platoul ăsta, nu? Cât de frumoase ar fi fost ele, dacă rămâneau tot așa cărămizi, mai așa edificiul ăsta, spuneți-mi așa? Păi nu e așa. Dacă rămizile alea puse una peste alta împreună, arată ce arată. Arată? Păi așa e biserica. Împreună putem face lucrări mari. Dar dacă fiecare o ia pe compro, zice, pe mine mă comandă nimeni, apoi eu o să... Ascultă-mă bine. Dacă te-ai apropiat de Iisus, tocmai asta face Iisus, să putem să fim împreună, să învățăm de aici, ca într-o bună zi, să fim acolo împreună, în cortul acela mare și desăvârșit. Eu, dacă nu vrei tu aici, ascultă-mă cum am spus și duminică, îți unii care zic, cu ăstea, nici în rai nu vreau să fiu, stai liniștit că n-ai cum ajunge de unul singur, înțelegi? Cam cum spunea Charles Haddon Spurgeon, când o lady din aia mărioță, mândră, a venit după ce a auzit că vor fi acolo oameni în împărăție, dar ea se uită la Spurgeon și zice, și eu acolo în împărăție ar trebui să stau lângă menajera asta care îmi face mie curat? La care Spurgeon se uită la ea și zice, stai liniștită, Doamnă, că oameni mândri ca dumneata n-i ajung acolo, nu-ți fă problemă că trebuie să stai cu ea. Păi vedeți, aici este ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe, că facem parte din clădirea aceea și ca piatră vie și apoi ca preoție împreună aducem jertfe duhovnicești. Le aducem? Dacă da, slavă Domnului, dacă nu, să ne trezim la realitate. Și apoi, uitați-vă încă ceva aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, că ne apropiem de El și avem responsabilități deosebite, pe lângă faptul că aducem jertfe duhovnicești, Biblia spune să vestiți, uitați-vă bine versetul 9, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Nu spunem cât de mult vestești tu puterile minunate ale lui Dumnezeu. O zică care va lasă-i pe ăștia care predică, ăștia vestesc. Păi dar noi vestim aici, uite, acum trec puțin de timpul ăsta. Dar ascultați-mă bine! Tu ești pe teren toată ziua, tu ești în familie, tu ești cu vecinii, tu ești la lucru, tu ești cu oameni cu care intri în contact, indiferent unde. Tu vestești puterile minunate ale lui Dumnezeu dacă te-ai apropiat de Iisus și dacă ai primit acele privilegii deosebite, să fii preoție sfântă, împărătească, să fii acel om, o piatră vie din acel edificiu, să fii popor sfânt, să fii seminția aleasă, auzi ce responsabilitate ai? Să vestești puterile minunate. Dar tu povestești de fotbal, de Steaua, nu mai zic alte nume, că zice că face reclamă, nu? Tu povestești de nu știu ce fotbaliști, tu povestești de vreme, tu povestești de nu știu ce oameni de afaceri, că tot îi auzi pe unii numai, zice, ăla e cel mai bogat, ăla are nu știu cu tare. Tu de astea povestești, dar de Iisus. Și de puterile minunate a celui ce te-a chemat din întuneric la lumină, spune-mi când ai zis ultima dată. Păi când ai zis? Dar ai pretenție că ești seminția aleasă.
și ești popor al lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, avem privilegii deosebite, dar avem și responsabilități deosebite. Ne achităm de ele? Nu o să vă țin mult, mă apropie de încheiere, dar vreau să vă spun că mai avem o apropiere, mai avem o responsabilitate. Și uitați-vă la versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care ce fac? Se războiesc cu sufletul. Nu? Dacă ești seminție, dacă ești popor sfânt, dacă ești preoție împărătească, preoție sfântă, dacă ești piatra vie din edificiul ăla, ca numit casa lui Dumnezeu, ai responsabilitate aici pe pământ să fugi de poftele firii. Că e așa de dureros când oamenii se uită spre tine și poate te văd că bei, că fumezi, că știu eu particip la chefuri, la distracție. Și când te duci în stânga și în dreapta și oamenii zic că ăsta-i pocăit și ăsta-i de la Pentecostal și ăsta are pretenție că merge în rai. Și tu nu te ferești de poftele astea ale firii, ci vrei să ți le satisfaci, nu? Că-i vara și cum nu-i bește tu o bere să stăm pe resetia, nu? Și dacă e iarna, cum să nu bei tu un pahar de vin să te încălzească? Și te-a încălzit bine, nu te teme, că eu încălzit pe mulți, nu? Cum să nu te duci și tu să faci aia sau aia, înțelegi? Și bagă bine de seamă. Tu ai responsabilitatea să te ferești de aceste pofte ale firii. Ele sunt în război, ele se războiesc cu sufletul. Și dacă ești duhovnicesc și îți pasă de suflet, și dacă cu adevărat te-ai apropiat de Iisus Hristos, tu vei ști că ai o asemenea responsabilitate. Nu știu până acum ce ai făcut. Dar mă rog în seara asta ca Dumnezeu să aducă multă, multă lumină în sufletele noastre. Și să ne ajute să înțelegem ce înseamnă apropierea de Iisus. Oamenii se bucură că s-au apropiat poate de o cetate, de o mănăstire, de un loc deosebit și cu câtă mândrie în seara asta s-o întoarce acasă. Dar vreau să vă spun, astea îs cu mâs și-i treaba lor ce fac. Dar nouă apostolul Petru în seara asta ne spune: apropiați-vă, puneți versetul 4 și să vadă toată lumea. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui. Acesta este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie el. De el, eu și dumneata, ne putem apropia, auzi cum? În condiții, în acele condiții deosebite, lepădare, dorim laptele la duhovnicesc și să putem crește spre mântuire, Doamne ajută-ne! Apropierea de El, spuneam, se face în condiții deosebite și le-am enunțat. Apoi, apropierea de El ne oferă privilegii deosebite, să fii piatră vie, să faci parte din casă duhovnicească, să fii seminția aleasă, să fii preoție sfântă, preoție împărătească, să fii neam sfânt, să fii popor, faci parte din poporul lui Dumnezeu. Sunt niște privilegii extraordinare, îți deosebite. Ne bucurăm de ele? Amin? Dar nu uitați, în al treilea rând, apropierea de Dumnezeu ne dă responsabilități deosebite. Și responsabilitățile sunt să aducem jertfe duhovnicești și poate până acum nu ți-o păsat. Dar înțelege, omule, oricine ai fi, că tu și eu trebuie să aducem astfel de jertfe. Apoi să vestim puterile minunate ale celui care ne-a chemat din întuneric la lumină și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi să ne ferim de poftele firii pământești, fiind, chiar dacă nu s-o citit, dar încheiem cu versetul acesta 12, că se leagă. Ferindu-ne de poftele firii pământești, uitați-vă în 1 Petru 2 cu 12, citim acele cuvinte care ne spun în felul următor: să aveți o purtare bună
în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Dacă noi vom face asta, atunci ne vom înțelege menirea. Și apropierea noastră de Dumnezeu, de Iisus, va fi una reală, care ne va aduce beneficii deosebite aici, vom fi o mărturie pentru oamenii din jur și într-o bună zi vom fi cu El în slavă. Să ne ajute Domnul! Amin.